Cei doi bărbați, Laurențiu Buzduga, de 34 de ani, și Paul Cociocariu, de 59 de ani, ambii din Rovinari, au ales să-și pună capăt zilelor într-un mod cât se poate de sumbru. Bărbatul de 34 de ani s-a aruncat înaintea acceleratului Târgu Jiu București în dimineața zilei de ieri, iar la întoarcere același accelerat în același loc l-a zdrobit pe cel de-al doilea bărbat. În dimineața zilele 31.05.2010, în jurul orelor 6 și 15 minute, am fost sesizați despre faptul că o persoană, bărbat, a fost acroșat de trenul 1724, accelerat, ce circula pe relația Târgu Jiu-București. Din păcate, cele sesizate s-au confirmat. În aceea zi, seara, în jurul orelor 19 și 10, am fost sesizați din nou despre faptul că o altă persoană a fost acroșată de acceleratul 1725 pe relația București-Târgu Jiu. Este vorba de același accelerat care se întorcea la Târgu Jiu și e vorba de același loc în apropierea orașului Rovinari. Concubina lui Paul Cojocariu povestește faptul că acesta a fost băut ieri, iar după ce a tras o ceartă zdravă, bărbatul a plecat de acasă fără să spună unde se duce. La scurt timp, femeia avea să afle despre fapta concubinului ei. Era beat? Da. Nu știu cu cine la bar. Dar a mai încercat până acum să-și pună capăt zilelor? Da, acum o lună. Se putea să ia cu burtea pe linie. Și acum în ce stare este? Noapte. În ce stare este? Să cătrești în viață. De mult timp sunteți împreună? De 7 ani. Și în timpul acesta a avut repetate tentative de a se sinucide? Nu. Doar acum, câteva luni și acum? Da. Un vecin al celor doi povestește faptul că bărbatul de 59 de ani și-ar fi pus capăt zilelor din cauza concubinei lui, cu care s-a certat mai tot timpul. Aia, numai el suferea în casă. Îi spunea că nu aduce niciun venit. Mă înțelegi? În fața trenului, bărbatul de 34 de ani nu a mai avut nicio șansă. Cea de-a doua victimă a fost preluată imediat de o ambulanță și a fost transportată la spitalul din Târgu Jiu, iar mai apoi la Craiova, însă șansele de supraviețuire sunt minime. Pacientul a fost transferat din UPU Târgu Jiu, Spitalul Județean Târgu Jiu, la Craiova. A fost preluat de ambulanță tip C2 cu medic. Starea pacientului a fost destul de precară, în comă, intubat. A fost monitorizat și asistat pe tot parcursul drumului până la UPU Craiova. Oamenii aflați la fața locului au rămas înmărmuriți de uimire din cauza celor întâmplate. De dimineață doi se aruncară. Deci auzirăm. Deci ca s-am auzit și eu, dar nu i-am văzut. Exact în același loc? După cum se vede, așa e. Acum auzirăm și noi la scara blocului și venim să vedem că... Dar cum vi se pare? Doi bărbați în acea zi, în același loc? Nu știu, e ceva absurd. Ceva a ieșit din comun. Asta sunt timpurile de acum. Așa am ajuns, așa trăim. N-am ce face. Asta este, nu știu, e ceva dureros. Cercetările în aceste cazuri continuă pentru a se stabili dacă într-adevăr a fost vorba de sinucidere.